precizez următoarele. Au existat o serie de comentarii negative privind faptul că Primăria Capitalei dorește să construiască un incinerator de deșeuri, chiar lângă București. Informația nu era nici corectă și nici completă. Adevărul este că în strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în municipiul București, aprobată prin hotărârea Consiliului General din 2015, deci de anul trecut, de fostul Consiliu General, se prevede realizarea unei instalații de tratare termică și valorificare energetică a deșeurilor municipale din București. Nu este deci vorba despre un incinerator, ci de o instalație ce va neutraliza o cantitate de 300.000-350.000 de tone de deșeuri pe an și va produce energie electrică și energie termică.